Hei, ciao! Tu nu dormi încă? Ciao! Ce drăguț din partea ta că m-ai întâmpinat! Eu nu aș putea spune același lucru. Știam că ești în delegație, când colo tu te distrezi în oraș cu altul. Poftim? Care altul? Despre ce vorbești? Nu minți! Te-am văzut la cafenea cu el. Mă crezi prost sau ce? La cafenea? Care cafenea? Oricând pot să-ți demonstrez că am fost plecată. Și chiar dacă aș vrea să te înșel, nici de cum nu m-aș expune, mai ales aici în oraș. Normal ar fi să mă ascund, nu? Puteai măcar să-mi spui că nu mă mai iubești și drumurile noastre s-ar fi despărțit. Dar tu nu, tu vrei scandal. Crede-mă, nu am fost eu, îți jur. Și de când porți tu haine provocătoare? Haine provocătoare? Cu ce am greșit că îmi faci asta? Da, aveai pe tine o rochie cu un decolteu adânc. Ai reușit să atragi toate privirile asupra ta. Ești nebun? Cred că ai halucinații. Pentru ultima dată îți spun, m-ai confundat. Ori este o glumă proastă. Sunt obosită. Acum merg să fac o baie. Să dorm pe canapea. Poftim! Așa m-a așteptat iubitul meu după 4 zile de delegație. În noaptea aceea nu prea am dormit. Am fost acuzată pe nedrept. Nasol sentiment, recunosc. Asta e cafeaua mea? Prepară-ți-o singură! Am plecat la serviciu foarte demoralizată. Nici nu-mi dau seama cum au trecut orele. Eram doar cu gândul la relația noastră și nu vreau să ne despărțim. Am sunat la hotelul unde eram cazată în timpul delegației și i-am rugat să-mi trimită înregistrările camerelor video din hotel, dar din păcate m-au refuzat deoarece conțin date cu caracter personal. Ajuns acasă, am găsit apartamentul gol. Ovidiu nu a venit acasă în seara aceea, deși m-am hotărât că voi lupta pentru iubirea noastră și că îmi voi spune punctul meu de vedere. După vreo 3 zile a apărut Ovidiu, pe la 11 seara. De ce nu ai mai dat pe acasă? Te-am lăsat să-ți faci de cap. Să-mi fac de cap? De 3 zile te aștept să discutăm. Nu răspunzi la telefon, nu răspunzi la mesaje. Mă sperii, mi-am făcut griji pentru tine. Nu vreau să te pierd, dar nu pot nici să te iert. O să te rog să te muți din apartamentul meu. Am nevoie de timp să-mi pun în ordine gândurile și să decid ce vreau să fac cu viața mea. E viața noastră, nu doar a ta. M-ai înșelat, Elena. Ne-ai distrus visele, ne-ai distrus viitorul, ne-ai distrus viața. Bine fie, voi pleca, dar voi pleca cu capul sus, deoarece acuzațiile tale nu au niciun sens. Și data viitoare, când mă vezi cu amantul meu imaginat de tine, eu te rog să vii și să-mi dai 2 palme. Mi-am făcut bagajele și am plecat. Mamă, pot rămâne câteva zile la tine? Cum să nu, draga mea? Pentru tine ușa mea e mereu deschisă. Au trecut zile, săptămâni, luni, fără să dea vreun semn Ovidiu. Îi mai trimiteam câte un mesaj, dar răspuns nu primeam. Elena, dragă, ar trebui să-ți iei o vacanță, să pleci undeva să te relaxezi sau măcar hai, ieși din casă. Hai măcar să ieșim la o terasă, la o plimbare, bem și noi o cafea, ceva, te rog frumos, nu mai pot să te văd că suferi. Oricând și la orice oră m-am putut baza pe ea, era o mamă extraordinară. Ne-am plimbat prin parc, prin oraș, prin magazine, chiar dacă nu prea am avut chef. La un moment dat se auzeau niște strigăte și parcă era vocea lui Ovidiu. M-am oprit, am privit în jur și ce să vezi? Ovidiu se certa cu o femeie. Nu îți e rușine, nesimțită ce ești, chiar ai tu pe în tine. Ce ai, domnule, cu mine? Nici măcar nu te cunosc. Pe bune, nu mă cunoști, nu? Mai alaltă ieri ai fi jurat pe orice că tu ești o femeie corectă, loială și nevinovată. După ce m-am apropiat mai mult, am văzut o femeie care arăta exact ca mine. Ce se întâmplă aici? Și tu arăți la fel ca mine? Și tu la fel ca mine? Ce e nebunia asta? Pentru câteva momente toată lumea s-a blocat. Semănam cu acea femeie ca 2 picături de apă. Imposibil! Eu nici măcar nu am o soră! Dar rămite soră geamănă! Nici eu! Toți eram șocați. Acum că s-au calmat spiritele, hai să ocupați loc.
trebuie să vă spun ceva. În tinerețe, eu cu tatăl tău nu am putut avea copii, așa că am înfiat unul, o fetiță, pe tine, Elena. Erați două surori gemene, însă nu ne-am permis să înfiem doi copii și ea a rămas la orfelinat. Chiar îmi pare rău că s-a ajuns până aici. De ce nu mi-ai spus până acum? Mi-a fost frică, nu am vrut să te pierd. Trăiam cu frica că într-o zi va apărea mama ta cea adevărată să te recupereze sau că vei afla adevărul și atunci pe noi nu ne vei mai considera părinții tăi. Eu te iubesc, eu ți-am fost alături din primele zile, ți-am fost alături când ai făcut primii pași, la prima serbare, în prima zi de școală. Și cine e mama mea naturală? Și de ce m-a dat spre adopție? Atunci precis și eu am fost dată spre adopție. Asta nu știu. După multe discuții am hotărât împreună cu sora mea geamănă să o căutăm pe mama noastră naturală ca să aflăm adevărul. După multe căutări și obstacole am găsit-o și ne-am dat întâlnire. Vai, dragilor, ce frumoase sunteți și ce mult semănați! Cred că știți de ce suntem aici. Avem nevoie de niște lămuriri. Da, știu. Știam că vei veni odată ziua asta. Nu voi uita acea zi. Aveam 18 ani, însărcinată și singură. Planul era cu totul altul. Trebuia să termin facultatea, să găsesc un bărbat, să mă mărit și să-mi întemeiez o familie. Dar realitatea era complet alta. Singură, ținând în mână un test de sarcină al cărui rezultat era pozitiv. Eram disperată. De ce mi se întâmplă mie? Credeam că e un coșmar care va dispărea a doua zi dimineață, dar era cruda realitate. Ce voi face? Unde mă voi duce? Ce o să spună lumea? Ce vor crede alții? Cum să le spun celorlalți? Voiam să fac ceea ce era mai bine pentru copiii mei. Îmi era greu, cu toate că știam că asta e cea mai bună cale. Inima mea era frântă, dar sufletul era împăcat. După ce am născut, eram foarte furioasă pe mine și pe acei părinți care îmi vor lua copiii, pe tot ce mă înconjura. Dar mi-am adus aminte că nu puteam oferi o familie unită și că aceste fetițe au nevoie de tot ce este mai bun. Mi s-a permis să vă vizitez, dar nu am făcut-o. Nu am făcut-o ca să nu bulversez viața două familii. A fost cea mai dificilă experiență prin care am trecut până acum. Am terminat studiile, m-am angajat, am fost avansată. Acum sunt directoarea unei mari companii. Recunosc că nu sunt împlinită. Cariera nu-ți oferă afecțiune, iubire și împlinire. Nu am judecat-o. Am ținut legătura în continuare, dar mama mea adevărată a rămas acea persoană care m-a crescut și care mi-a oferit educație și nu cea care a dispărut din viața mea a doua zi după naștere. Cu Ovidiu am clarificat toate neînțelegerile. Ne-am împăcat, ne-am recâștigat încrederea unul față de celălalt și ne-am promis că de azi încolo o să încercăm să rezolvăm lucrurile, nu să fugim de ele. Iar acum, după câțiva ani, ne amuză întâmplarea despre clona mea. Asta a fost povestea mea de azi. Dacă îți plac povestirile mele, fii pe fază și urmărește-mă în continuare și distribuie prietenilor tăi. Nu uita să te abonezi la canalul meu și să apeși pe clopoțelul de alături pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. V-am pupat, dragilor!